Președintele PSD Fălticeni, primarul Cătălin Coman, a vorbit la Bucovina TV în emisiunea Raportul de Seară despre lista scurtă a erorilor liderilor socialdemocrați din conducerea județeană. El a punctat și faptul că membrii PSD din Fălticeni au refuzat să susțină avertismentul dat lui de conducerea județeană a partidului. Respingerea deciziei respective poate fi înregistrată ca un vot de blam pentru șefii PSD Suceava. Primarul Coman nu a uitat nedreptatea făcută fostului deputat PSD Alexandru Rădulescu. Coman a declarat că s-a simțit mândru de colegii săi socialdemocrați din Fălticeni. Nu mi-a picat bine acest avertisment, pentru că eu n-am făcut nimic rău. Am primit un avertisment din partea organizației județene. Până la urmă, ce am făcut rău, am spus adevărul, că nu l-am susținut pe domnul, cum îl cheamă, Vlad Popescu Piedone, care între timp a și plecat din PSD, da. Adică m-ați sancționat că am avut dreptate. M-ați sancționat când am spus atunci, oameni buni, nu este bine ce se întâmplă. Eu nu pot să mă duc în fața cetățenilor din Fălticeni să spun votați-l pe X sau pe Y în care eu nu am încredere și în care știu foarte bine că nu va face nimic pentru municipiul Fălticeni și județul Suceava. Și acest lucru s-a întâmplat. Din păcate, domnul deputat de Suceava nu mai este la noi. Nu știu, s-a dus, nu știu ce alianță, nu știu ce listă. Mă interesează foarte puțin acest aspect. Și am fost eu sancționat cu avertisment. Da? Ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, ca cei care au făcut acea listă să fie sancționat cu avertisment, pentru că acei care au făcut acea listă și care au susținut acea listă total ilegală și imorală, ei au greșit și nu eu. Eu am avut discuții și cu colegii primari care m-au susținut și mi-au dat dreptate și le mulțumesc extrem de sincer, pentru că am simțit într-adevăr în colegii primari din județul Suceava, în mare parte dintre ei cu care am apucat să vorbesc, că îmi dau dreptate. Eu am fost mai vocal, sunt și singurul primar de municipiu pe care îl are PSD-ul din județul Suceava. Poate am considerat că este și necesar să-mi spun punctul de vedere și punctul de vedere al lor, pentru că foarte mulți mi-au spus, domnule, nu e normal să se întâmplă, îl aducem pe ăla, noi nu avem oameni competenți în județul Suceava. Eu nu pot să mă duc acum să vorbesc cu oamenii din Fălticeni, spuneți, votați-l pe ăla că o să facă bine, că aș fi un mincinos. Eu nu pot să fiu mincinos și pentru că n-am fost mincinos și pentru că am spus lucruri pe nume, s-au gândit că e bine să mă sancționez cu avertisment. E decizia lor, am înțeles că la nivelul ședințelor din teritoriu nu s-a menținut acest avertisment, pentru că colegii primari mi-au luat apărarea și le mulțumesc sincer. Trebuie să gândim în primul rând la oamenii pe care îi reprezentăm și nu neapărat că decide unul nu știu ce m-a trapat lăcuri pe la București. Pentru asta eu am fost sancționat. Am fost sancționat cu avertisment pentru că m-am gândit și am luat decizia de a acționa în beneficiu comunității pe care o reprezint. Voi continua să fiu extrem de vocal și cu argumente atunci când din punctul meu de vedere, situația nu se duce într-o direcție bună. M-au sancționat că am vorbit cu președintele Consiliului Județean. Măi, oameni buni, până la urmă suntem două instituții care suntem obligate de lege să colaborăm. Care-i legătura? N-am voie să vorbesc cu X sau Y în alt partid? Păi mâine poimine să mă sancționeze, nu știu, că i-am dat un telefon la nu știu senator de la alt partid. Păi i-am dat un senator nu pentru mine, pentru comunitate. Este obligația mea să o fac și voi face acest lucru în continuare. Dacă doriți să-mi dați și alte avertismente, dacă îmi veți da ocazia să vă răspund, vă răspund, dar vreau să vă asigur că nu mă interesează avertismentele, mă interesează să fac bine comunității pe care o reprezint și atât. La nivelul organizației municipale Fălticeni, la cărui președinte sunt, avem o relație extrem de bună pentru că avem o organizație puternică care a fost alături de mine și va fi în continuare în tot ceea ce înseamnă acest demers. Suntem într-adevăr niște oameni responsabili care vrem într-adevăr să ne îndeplinim promisiunile. Iar la nivelul relațiilor cu, nu știu, organizația județeană, sincer, nu prea am comunicat foarte des, pentru că eu m-am spus punctul de vedere și mă mai și critică câte unul altul prin Suceava pe aici, care e un cetățean pe aici, prin Suceava, temporar pe la partid probabil, care a luat vreo 12% în alegeri, și își dă cu părerea referitor la multe probleme pe care doctrina politică a mea îl afectează într-un fel sau altul. Primarul Coman nu a uitat nedreptatea făcută de PSD Suceava fostului deputat Alexandru Rădulescu, subliniind că a decis să-l coopteze pe acesta în echipa sa de la Primăria Fălticeni pentru experiența pe care o are în administrația publică. Consilierul personal al meu este acum domnul fost deputat al domnului profesor Alexandru Rădulescu. Ce așteptări aveți la domnia sa? Deja i-am transmis anumite responsabilități privind fișa postului. El are o bogată experiență din punct de vedere administrativ. Am mai fost consilier personal al meu, vicepreședinte al Consiliului Județean, deputat. Știe foarte bine și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere organizatoric cu ce se mănâncă, ca să zic așa, anumite chestiuni. Și are deja responsabilități privind partea aceasta de implementare a proiectelor culturale și nu numai.
încercăm să facem echipă bună, sunt convins că vom reuși și asta e treaba mea, să încerc să folosesc la maxim, să valorific la maxim experiența și expertiza fiecarei persoane pe care am angajat în primărie.